Salut! Salutare! Astăzi facem un video mai interesant. Vreau să vorbesc despre frică, frici. Tu ai frici, toată lumea are frici. De ce ne este frică? Cam asta este subiectul de astăzi. Să fie interesant. Ideea care m-am gândit și la niște topicuri pe care vreau să le discutăm. Am cam 12 la număr, 12 frici comune cu care se întâlnesc cât mai mulți oameni. Și cred că dacă stau să mă gândesc la momente pe care le-am avut în viață, în trecut, cred că cam cu toate m-am identificat și de foarte multe am și scăpat. Unele le mai întâlnesc uneori și încerc să fiu conștient de ele și să le anulez și tot așa. Deci frici au mulți. Toată lumea este frică de ceva și ne putem gândi la tot fel de lucruri la care ne este frică, nu? Ne este frică de întuneric, ne este frică de înălțimi. Îmi era frică mai de mult de paianjeni. Și sunt tot fel de frici, dar unele sunt foarte nasoale. Astea cu frica de anumite animale, hai să zicem că înțelegi că nu toată ziua te confrunți cu ea, dar sunt unele frici care efectiv ne împiedică să evoluăm, ne împiedică să luăm, să facem anumite acțiuni, să luăm anumite decizii. Pentru că astea sunt efectele fricii până la urmă. Efectele fricii sunt indecizia, inacțiunea, nu? Nu luăm decizii, nu putem să luăm decizii, tot timpul amânăm, procrastinăm și nu acționăm. Și asta ne dezavantajează super mult, pentru că na, ca să poți evolua în viață, să poți face ceva ce îți dorești sau, mă rog, să obții ceea ce vrei, trebuie să faci acțiuni și trebuie să-ți încalci temerile. Uite, foarte multă lume se spune că are frică aceasta de a vorbi în public, adică în momentul în care ajungi în fața unor persoane să vorbești în public, adică persoane necunoscute, străine, au această frică și de multe ori se spune că frica respectivă este asemănată cu frica de moarte, adică atât de tare, atât de intens este sentimentul încât unii o percep exact ca pe frica de moarte. Și despre asta vom vorbi. Acum, prima frică despre care vreau să vorbim, frica de sărăcie. Ce părere ai despre subiectul respectiv? Frica de sărăcie. Ți este frică să fii sărac? Sau, mai bine, depinde fiecare cum percepe sărăcia. Pentru unii este doar chestia asta materială, pentru alții este și spiritual și în mai multe modalități. De-aia că sunt multe tipuri de frici și astea sunt câteva dintre ele. Frica de a fi sărac. Ei, acum dacă stăm să analizăm puțin fricile, nu, frica asta de a fi sărac, de la ce pornește? Ți-ai pus toate aceste întrebări, adică să stai așa să te gândești, bă, mi-e frică să fiu sărac? Și sunt niște simptome pe care vreau să ți le spun, pe care le-am descoperit și eu, care îți indică faptul că de fapt ție ți este frică de sărăcie. Le-am și notat aici, ca să nu le uit, să nu mă pierd în idei, că sunt multe idei pe care vreau să le spun. Uite, de exemplu, una dintre aceste frici, indiferența, de fapt, simptomele fricii. Deci un simptom al fricii de a fi sărac este, adică nu că ți este frică ție să fii sărac, nu înțelegi greșit. Îți este frică, practic, să faci acțiuni care să te ducă spre bogăție și de asta tot timpul rămâi sărac. Și, practic, îți este frică de sărăcie, îți este frică să devii acolo, să ajungi în sărăcia aceea. Și, uite, indiferența poate să fie chiar una dintre aceste simptome. Da? Ești indiferent. Nu te interesează, de exemplu, ce se întâmplă în lume, nu te interesează ce fac ăștia în Parlament, nu te interesează cu cine să votezi, nu te interesează faptul că este pandemie, dacă, mă rog, nu mai este pandemie, dar când a fost, nu te interesează foarte multe lucruri, ești indiferent. Ești indiferent față de multe situații și asta este un factor, un simptom al fricii, indiferența. Și este unul destul de grav, părerea mea, Că în momentul în care ești indiferent, nu prea-ți vine nici să acționezi, nu prea-ți vine nici să faci nimic, ești practic într-o etapă așa moartă, aș putea spune. Urât rău chestia asta cu indiferența. Sigur că puteți să fii indiferent față de anumiți oameni, de anumite persoane, de anumite circumstanțe, dar când ești indiferent față de propria ta situație materială, de sănătatea ta, de prosperitatea ta, de educație, e un pic mai nasol. Pentru că nu poți să numesc neapărat că e o boală, dar poate să fie o chestie care să te influențeze super mult negativ. Simptomul ăsta. Deci, ăsta este un simptom, indiferența. Alt simptom este indecizia. Da? Deci, ești indecis cu ceea ce trebuie să faci. Nu poți lua decizii, nu poți acționa, nu ești hotărât. Trebuie să fii hotărât ca să faci chestii. Trebuie să iei decizia aia, să-ți iei lumea în dinți și să te apuci de făcut treabă. Nu? Indecizia. Super important. Și acum te poți întreba de ce nu ești... De ce ești, de fapt, indecis? Poți să spui întrebările astea. De ce sunt indecis? Sunt vreodată indecis? Am fost vreodată indecis în viață? Când sunt momentele când sunt indecis? Te-ai regăsit vreodată într-o situație în care erai indecis cu ce trebuie să faci? Și cum te-ai simțit? Ce ai făcut ca să nu mai fii? Nu? Deci indecizia. Și asta este un simptom pe care îl poți lua în considerare. Simptomul respectiv. Ar mai fi alt simptom al fricii de îmbogățire, de fapt a fricii, pardon, de sărăcie, este îngrijorarea. Adică ești tot timpul îngrijorat. Că ce o să se întâmple? Ești anxios. Ce se întâmplă dacă? Ce se întâmplă dacă iau decizia asta și nu merge bine? Ce se întâmplă dacă iau decizia asta și nu se întâmplă cum vreau eu? Ce se întâmplă dacă eșuez? Ce se întâmplă dacă pornesc o afacere și îmi dă fail afacerea? Sau dacă nu mă descurc? Ce se întâmplă dacă mă duc la jobul ăla și nu mă acceptă? Da? Ești tot timpul... E un simptom. Da? Este această îngrijorare constantă. De ce frumos e în jur. Numai copaci, natură. Îmi place mult zona asta, e din Cluj. Am venit aici că e și liber, nu trec mașini, pot să vorbesc liniștit, să se audă bine. Mă inspir niște aer de la copaci. E frumos. Deci, îngrijorarea. Gândește-te când ai fost îngrijorat, de ce ai fost îngrijorat, dacă mai trebuie să fii îngrijorat și, până la urmă, ce sens are să fii îngrijorat, nu? Că, de obicei, tot ce se întâmplă, rău sau bun, este influențat de modul cum gândim. Uite, cum am zis, indecizie, nu? Indiferență, îngrijorare, ne suntem îngrijorați. Pe ce ești îngrijorat? Ce se poate întâmpla? Te poți gândi și la chestia asta ca să elimini îngrijorarea, nu? Poți fi o soluție. De exemplu, cum poți face ca să nu mai fii îngrijorat? În primul rând trebuie să fii conștient de faptul că ești îngrijorat. Că altfel n-ai cum să combați ceva de care nu ești conștient, n-ai cum să rezolvi o problemă de care nu ești conștient. Deci trebuie în primul rând să știi că ai problema respectivă. Ce ar mai fi? Poți să te pui în situația respectivă, să te proiectezi, să te gândești în situația ta unică, care ar fi lucrul acela cel mai, cum să zic, cel mai rău ce se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla cel mai rău lucru? Nu știu, trebuie să-ți dai un exemplu, să te pui în situația în care te afli acum sau o situație în care ai fost în trecut, să te gândești care a fost cel mai rău lucru care s-ar fi putut întâmpla. În momentul în care ești conștient de ceea ce se poate întâmpla, cel mai rele lucruri, deja ești conștient. Asta este primul pas spre a soluționa îngrijorarea. Da? Deci ești conștient ce se poate întâmpla și poți să zici că, bă, poate nu-i chiar așa rău. Poate sunt alții care pățesc lucruri, poți să pățească lucruri și mai rele. Nu? Și atunci, cumva, te poate ajuta, te poate avantaja chestia asta. Dar, depinde. Bun. Care alt simptom al fricii de sărăcie ar mai putea fi? Mai sunt. De exemplu, precauția exagerată. Deci e bine să fii precaut în viață, în afaceri, în orice, să-ți iei măsurile de precauție, dar nu exagera. Pentru că dacă exagerezi, ești pe muche de cuțit tot timpul. Adică dacă ești atât de precaut, nu o să mai faci niciodată nimica, pentru că o să-ți fie tot timpul frică să acționezi. Ești prea precaut. Nu mai fi atât de precaut. E ok să fii precaut, e ok să-ți iei toate măsurile de siguranță, dar uneori trebuie doar să go with the flow, știi cum se zice? Adică să te duci în direcția respectivă. Da, deci e important să nu fim chiar atât de precauți în mod exagerat. Apoi, mai este un singur lucru, un singur simptom pe care vreau să-l menționez. Facem o pauză să ne uităm puțin în jur, să ne bucurăm și de natură. Acolo sunt copii care se joacă în parc. Aici sunt niște bănci. Băncuțe, unde poți să joci un Skanderberg, un șah, orice. Interesant. Deci ultimul simptom ar fi procrastinarea. Și pentru, dacă cumva nu știi ce e procrastinare, să știi că este de fapt amânare, da? Deci amânare. Tot timpul amâni lucrurile. Amâni și de obicei amânarea asta de fapt este din cauza că ți-e frică. Ți-e frică de ce se poate întâmpla, ți-e frică de rezultat. Ești îngrijorat, ești indecis, ești, da? Deci astea sunt simptomele fricii de sărăcie. Fii conștient de ele. Ține de cont, gândește-te la momente în care ai avut aceste simptome, poate chiar în prezent dacă le ai. Primul lucru este să fii conștient de simptomele respective, da? După ce ești conștient de simptome, o să fii ok. O să vezi că o să găsești soluții, o să fie bine. Hai să mai verificăm camera să mă asigur că încă filmez. Sper că se și aude. Am mai pățit să filmez, să am microfonul deschis și să nu se audă nimic. Și apoi începe să filmez totul de la zero. Foarte nasol. Da, deci frica de sărăcie. Îți este frică să fii sărac? Știi că și chestia asta cu frica e o limită pe care ne-o impunem toți și care se induce foarte mult din ceea ce trăim noi în copilărie de multe ori. Experiențele din copilărie, modul cum am fost crescuți. Da, pentru că sunt frici care apar de-a lungul vieții, dar foarte multe sunt așa, înrădăcinate în subconștientul nostru de când eram mici. Și te poți gândi la situații când era frică, când erai mic. Ți-a fost frică... De fapt, la finalul acestui video, mai bine faci asta, după ce o să știi toate tipurile de frică pe care le enumăr aici. Bine, sunt și mai multe, dar astea sunt principalele, cele mai comune, întâlnite, cele care ne împiedică să și evoluăm, să și ducem o viață prosperă, abundentă, o viață mai frumoasă, o viață mai bună, o viață mai plină de bucurii și de succes. Deci hai să trecem la pasul 2. Am trecut deja 12 minute și am stat tot la pasul 1. Frica de critică. Asta e hardcore. Foarte hardcore, mai ales când vorbim de oameni, de lucru în echipă, de lucru cu prietenii noștri. Nu neapărat cu prietenii, că prietenii mai critică ei, dar nu ne băgăm în seamă că sunt prietenii noștri, dar sunt oameni, da, de care ne este frică să ne critice. Și de obicei, bineînțeles, cine te critică e sub nivelul tău. Dar sunt și oameni care te critică. Da? Oameni care au o mentalitate destul, mă rog, sunt crescuți cum sunt crescuți. Nu judecăm pe nimeni până la urmă, nu știi cu ce se confruntă fiecare, nu știi prin ce a trecut fiecare, nu știi cât de grea a fost viața fiecăruia, de asta nu-mi place nici mie să judec, chiar dacă oamenii sunt răi de multe ori, asta este. Da. Ce poți să controlezi tu este modul cum reacționezi tu față de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și asta este singura chestie pe care o poți controla, percepția și modul cum vezi lucrurile. Percepția, tot timpul ai două șanse. Poți să vezi lucrurile în mod negativ sau poți să vezi lucrurile în mod pozitiv. orice se întâmplă. Uite, de exemplu, faptul că stai în trafic și că te claxonează toți sau habar n-am, e așa, bolzeala aia în trafic. Poate e o chestie bună până la urmă, nu? Că stai în trafic. Poate dacă mergeai cu viteză, la un moment s-ar fi putut să dai peste cineva și să, nu știu, sau să iei o amendă de viteză sau să faci un accident. Mai bine, poate stai liniștit la locul tău, te bucuri de vreme, te uiți pe geam, poate spui o muzică, un podcast, da? Chiar dacă stai în trafic, știu că nu e plăcut, dar poți să vezi și partea plină a paharului tot timpul. Este vorba de percepție și de cum alegi tu să vezi lumea. Ei, și frica asta de critică, m-am întâlnit și eu cu ea, mi-a fost de multe ori frică, mai ales când în domeniul ăsta în care trebuie să fii prezent online, mă rog, dacă vrei, nu trebuie neapărat, nu e un must, dar când vrei să faci lucruri, să fii vizibil, să ieși din zona ta de confort, să te expui lumii, să spui ceva public, o chestie bună, o chestie rea, cum o fi ea. Ei, sunt tot timpul oameni care te critică și asta este, trebuie să te confrunți cu critica. Sunt critici de pe când e lumea, nu? Erau critici literari, erau critici de toate felurile, sunt critici... Acum depinde și cine te critică, știi? Că cum am spus, de obicei te critică oamenii care sunt la un nivel foarte jos și care nu înțeleg, care nu apreciază în primul rând. Pentru că orice faci, faptul că faci o chestie ar trebui să fie de apreciat. Nu? Una este că stai și nu faci nimic toată ziua și ești un pied de vară și nu deranjezi pe nimeni și așa. Și alta este când faci acțiuni, mai postezi acolo ceva, nu știu, nu vorbesc de postări că sunt în domeniul meu, dar poți să nu fie neapărat legat de online, poți să fie orice. Faptul că te duci și mături pe stradă. La un moment dat vine unul și te critică că de ce te bagi, nu? Faptul că te duci și faci anumite lucruri și te critică oamenii că de ce faci chestia aia sau nu le convine lor ceva. Ei, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea, asta este viața. Mergi mai departe. Frica de critică, dă-o încolo. Mai bine, dacă tot timpul ți-e frică de critică, uite și videoclipul ăsta inclusiv. Dacă stau aici și mă filmez în parc, mai sunt oameni, pot să fie frică că mă critică, că zic, uite bă și la ăsta că s-a apucat să filmeze în parc. Mă doare în cot. Nu. Pentru că eu știu, asta mi-am propus să fac, asta fac, știu de ce fac asta, nu dau justificări la lime, dacă ajut pe cineva foarte bine, dacă nu, oricum. Pe cineva tot o să ajute videoclipul ăsta la un moment dat. Hei! Ne mai uităm puțin în jur. Da, e frumoasă vremea. Minutul 17, suntem la punctul 2, critică. Deci frica de critică, o să trec peste subiect. Important este să fii conștient de ea, că știm că există, toată lumea s-a confruntat cu critică. N-ai ce să faci, asta e viața, te mai și critică lumea. Mergi mai departe, evoluează constant, nu pune prea mult... sentiment pentru critica, mai ales de la străini sau de la persoane care nu contează, pentru că până la urmă te poți gândi și la chestia asta, nu? Ok, mă critică persoana respectivă, dar ce știe ea despre mine? Nu? Ei, că te critică poate liderul tău din echipă sau că te critică antrenorul tău sau, mă rog, astea sunt chestii de care trebuie să ții cont, sunt și critici despre care este bine să ții cont. Sigur că trebuie să o vezi într-un mod constructiv tot timpul, că asta este, să nu pui prea mult suflet, să o vezi tot timpul într-o chestie care te ajută să te crești. Eu, de exemplu, m-am confruntat atât pe un grup de business, de Facebook, cu o critică destul de urâtă la o postare. Adică era cineva care s-a luat de mine foarte urât, pentru că, mă rog, eu am făcut un live, un video live și la un moment dat era unul care s-a trezit să-mi comenteze super mega urât chestii și atâta de tare m-am enervat și m-a afectat chestia respectivă, încât efectiv am intrat și am scris în privat. Să-l întreb că de ce are, că ce are cu mine și așa. Ei, și mi-a spus niște chestii, mi-a spus că sunt pe vremea aceea, că sunt slab, că nu sunt profesionist, că nu, de ce fac asta, că doar, mă rog. Ei, și i-am spus că, uite, sunt oameni care nu știu nimica din ceea ce am prezentat acolo, pe care i-a ajutat, am primit și like-uri și mulțumiri, dar uite că din toate astea m-am ales să văd ce era negativ și mi-am dat seama și apoi și faptul că, oricum, după ce am vorbit cu persoana respectivă, mi-a spus și chestiile că mă bălbăiam foarte des, că foloseam de prea multe ori în vorbire, adică în live, adică n-aveam nicio, nu vorbeam nici constant, n-aveam nicio dicție în vorbire, nicio, nu știam când să fac pauze, foloseam foarte multe euri, nu eram obișnuit cu vorbitul. este și asta un antrenament. Să vorbești. Să poți lega trei cuvinte fără să faci decupări sau fără să citești de pe un prompt. Dar asta înseamnă că trebuie să ai experiență, să știi despre ce vorbești, să ai... Nu? Pentru că dacă nu, poți să te bâlbâi că nu știi despre ce vorbești. Cum sunt unii... Mă rog, nu dau nume, hai să trecem peste. În fine. Frica de îmbolnăvire. Ți-a fost vreodată frică? Asta e mai mult pentru persoanele ceva mai în vârstă, ca mine, cel puțin. Că noi tineri acum nu stăm noi să ne fie frică de îmbolnăviri, cel puțin sper că în cazul tinerilor sau celor de vârstă dată cu mine sau mai mici ca mine, nu avem frica asta. Dar da, frica asta de îmbolnăvire poate să te afecteze foarte urât, pentru că frica în general te afectează urât în viață. Pentru că în primul rând te pune pe vibrații joase, da? Adică emani în spiritul tău, în corpul tău, inima ta, îți emană niște vibrații joase. Da? Pentru că totul în jurul nostru, asta s-a dovedit științific, de oameni de știință, de oameni mai deștepți decât noi, da? Că totul în jurul nostru este format din materie și energie. Și s-a dovedit că poți să, cum erau alchimiștii pe vremuri, nu? Că poți să transmuți energia din... De exemplu, dintr-un obiect, să-l transmuți și să lucrezi cu vibrația în așa fel încât poate să transforme anumite chestii în aur. Da? Adică un anumit metal să-l transformi în aur, doar dacă reușești să-i găsești concentrația aia de energie pe care s-o duci și de vibrații pe care s-o duci încolo. În fine, lucruri mai avansate. Dar ideea care este? E chestia asta pe care o întâlnim foarte des, cel puțin eu personal am întâlnit-o foarte des, legată de legea atracției, karma, nu? Legea atracției, karma. Practic, ceea ce simți, ți se întâmplă și atragi. Adică dacă ți-e frică de o chestie, fix aia o atragi. Nu știu dacă te-ai întâlnit vreodată cu situația respectivă. Gândește-te vreodată la o situație de genul ăsta în care ți-a fost frică de, nu știu, de eșec, frică de orice și că ai atras chestia aia tocmai către tine, că de ce ți-a fost frică, de aia ai și pățit. Exact așa se întâmplă, pentru că emani energia, aia ești vibrația aia care atrage lucrurile respective. Ei, și în momentul în care ți-e frică, tu ești pe o vibrație joasă, una dintre cele mai joase vibrații. Și nu te avantajează deloc frica, chiar din contră. Trebuie să scapi cât mai repede de ea, e ca o toxină, poți să o vezi așa, ca un virus de care trebuie să scapi. Și frica este canalizată de foarte mulți factori, și externi, dar și interni. Când factorii sunt interni, deja înseamnă că există o sămânță care s-a implantat în capul nostru, da? O sămânță, nu știu cum să zic ca să se înțeleagă cât mai ușor, e ca și când plantezi un copac, nu? Ei, începi de la o sămânță și copacul tot crește, dar gândește-te că plantezi o sămânță cu un virus în creierul tău și ăla tot crește, tot se rădăcinează acolo cât mai puternic. Ei, exact la fel este cu frica. Când se instalează frica, te duce pe zone foarte negative și de asta foarte mulți oameni se îmbolnăvesc, de asta foarte mulți oameni chiar nu sunt sănătoși sau atrag chestii negative în viața lor din cauza fricii. Pentru că nu înțeleg cum funcționează lumea și universul, cel puțin nici nu s-au chinuit să înțeleagă sau să se documenteze într-un fel sau altul. Și atunci, cam asta e problema principală, frica. Și atunci, ce pot să spun, de exemplu, uite, frica ți-o poate induce și altcineva în mod extrinsec. Deci există frica asta intrinsec, care este cauzată de cum gândim noi, de definițiile pe care le avem, de modul cum gândim, de modul cum percepem lumea, lucrurile din jurul nostru, da? Ei, și mai este frica extrinsecă, adică externă, care se emană sau este cauzată de oamenii din jurul nostru, de care ne conjurăm, adică stăm lângă oameni fricoși, poate ne uităm tot timpul la știri, că la știri sunt foarte multe chestii despre care poate să-ți fie frică. Dacă stai o zi întreagă și te uiți doar la știri, o să vezi că X a murit, nu știu cine a împușcat pe nu știu cine, cineva a jefuit nu știu ce. Deci numai calamități și fatalități. Și dacă stai să te uiți acolo toată ziua la știri, îți indoctrinezi mintea doar cu... Pentru că și mintea asta, mușchiul, creierul în sine, este ca un mușchi care se antrenează. Și tu dacă consumi doar căcaturi, asta o să și emani. Da? Și asta o să și devii. Trebuie să-ți ții cont de ceea ce consumi, cărțile pe care citești, oamenii pe care te înconjori, pe care urmărești. Totul. Deci totul are efect și cauză. Și totul este efectul unei cauze pe care ai provocat-o mai de mult în trecut. Și de asta trebuie să ții cont. Ei, și uite, poți să mergi de exemplu la medic. Și medicii. Sunt unii medici buni care înțeleg cum funcționează frica și înțeleg și chestia asta de totul, că este efectul placebo, nu? Că tot este și mental. Dacă nu știi ce e efectul placebo, îți spun un exemplu. Sunt anumite medicamente, de exemplu, care arată, adică anumite substanțe care arată ca un medicament, de exemplu o pastilă, pe care ți-o dă medicul să o iei, dar pastila aia n-are nimic în ea, efectiv e un zahăr sau e ceva gol, e o sare, da? E compus doar din sare sau din zahăr. Ei, și te pune să o iei și îți spune că dacă iei pastila sau să-ți treacă ce ai tu. Și tu crezi chestia asta pentru că ți se autoimpune, ți se face un fel de autosugestie. Da? Este puterea autosugestiei. Și prin puterea autosugestiei poți să controlezi o anumită boală, chiar să ajuți să nu mai să o înlături. Bine că sunt mulți factori pe lângă, trebuie și alimentație, sunt stilul de viață sănătos, ce consumi, vibrațiile pe care le ai, modul cum gândești, dar te poate ajuta foarte mult și inclusiv sunt tehnici precum hipnoza sau alte tehnici de meditație, de exemplu, prin care poți să treci de niște frici sau niște teme pe care le ai. De obicei, oamenii, noi suntem conștienți de anumite chestii din jurul nostru și se spune că noi ne folosim undeva la 10% din capacitatea creierului nostru în mod conștient. Restul este inconștient. Nu știu dacă procentul este real, dar aproximativ am dat un exemplu ca să se înțeleagă despre ce vorbesc. Și partea asta de inconștient sau subconștient este 90% din ceea ce guvernează corpul nostru. Adică faptul că respirăm în mod involuntar, faptul că ne bate inima, faptul că, mă rog, ați înțeles ideea. Asta este datorită subconștientului nostru care lucrează non-stop. Și de multe ori oamenii, ce facem? Ne este frică de ceva și începem să negăm. Și negarea este un simptom, poate, al fricii, nu? Negăm. Și în momentul în care negi, o chestie, ți-o suprimi sau ți-o înrădăcinezi în subconștient. Practic e ca și cum ai arunca la gunoi ceva de care nu mai ai nevoie. Dar din păcate gunoiul ăla se află undeva lângă, chiar foarte aproape de casa ta, unde trăiești, așa fictiv vorbind. Ei, și ce se întâmplă? Arunci o chestie la gunoi, care este lângă casa ta, și tot arunci acolo chestii și se adună gunoaie lângă casa ta și la un moment dat grădina ta este plină de gunoaie. Grădina de care trebuia să ai grijă, adică mintea ta. Și așa se întâmplă lucrurile și uite că din cauza asta începi să te îmbolnăvești. În grădina ta, în loc să crești plante și chestii frumoase și mâncare bună, sănătoasă, te apuci și crești buruieni, toxine și după aceea le și consumi. Și uite, așa de asta te îmbolnăvești. Deci, frica de îmbolnăvire, ține cont de ea. Eu, de exemplu, n-am de mult timp frica asta, n-am mai fost bolnav de foarte mult timp. În ultimii 3-4 ani pot să zic că m-am îmbolnăvit de 2-3 ori, dar așa, doar din, nu știu, habar n-am de ce. Mi-a cedat corpul, mi-am avut sistemul imunitar puțin slăbit. Sunt multe lucruri și cum poți să scapi, să-ți îmbunătățești sistemul imunitar, dar ține foarte mult și de mental. Mentalul este foarte important. Trece un avion. Aștept să treacă avionul că nu se aude bine. Ce-mi place să mă plimb pe aici, așa, în natură. Bun, a patra frică. Frica de iubire. Pardon, nu de iubire. Frica de a pierde iubirea. Că iubirea nu are cum să fie frică de iubire. Iubirea e ceva ce ne dorim toți. Frica de iubire. Ce părere ai despre frica asta? De a pierde iubirea, scuză-mă. Asta de obicei se întâmplă la bărbați și la băieți de cele mai multe ori. Nu știu dacă și la fete sau... Da, să zicem că la toată lumea, până la urmă, e o frică, e general valabilă, dar e mai intensă la noi. Și, practic, aici apar și niște simptome, putem să le spunem chiar așa, frica asta de a pierde iubirea. Bine, poți să percepi iubirea și ca o chestie, gen, nu neapărat iubirea față de partenerul tău sau față de o persoană pe care o îndrăgești, față de o fată, da, băiatul care iubește fata sau fata care iubește băiatul. Mai e și iubirea față de animale, față de aproapele nostru, față de familie, mă rog. Deci să nu ți-e frică să pierzi, practic, iubirea asta, iubirea cuiva drag. Să ți-e frică că nu o să te mai iubească. Ți-e frică că nu o să mai fii iubit și că nu o să te mai bagi în seamă și că o să-ți pierzi toate momentele alea faine pe care le-ai trăit acolo și sentimentele și intensitatea aia. Și se întâmplă de multe ori. Unul dintre simptome este gelozia. Deci ești persoană geloasă, devii gelos. N-ajută deloc gelozia. Am fost și eu pe vremuri. Am trăit, am avut frica asta foarte tare și culme. Și bineînțeles ce s-a întâmplat din cauza fricii. Bineînțeles că am fost părăsit. Și așa se întâmplă, da? Pentru că frica fix aia îți atrage. De ceea ce ți este frică, fix aia nu scapi. Și este gelozia, da? Deci am fost și eu gelos mai de mult, nu mai sunt acum niciodată. Nu merită să fii gelos. Dacă vrea cineva să fie cu tine, este, dacă nu, nu. Nu trebuie să o iei totul ca pe o chestie pe care trebuie să fie a ta, să fii posesiv, pentru că nu ajută să fii posesiv, mai ales față de alte persoane. Nu merită și nici nu e sănătos. Da? Deci gelozia e foarte toxică. Și poate să fie foarte toxică, că te ajunge chiar la opusul iubirii la un moment dat. Din cauza geloziei poți să ajungi la certuri, poți să ajungi la tot felul de sentimente foarte nasoale. Inclusiv chestii trase de păr, nu? Poate, nu știu, ajungi să te rănești, să ameninți, să... Cine știe ce se poate întâmpla? Sunt multe lucruri ce pot să se întâmple și gelozia e nasoală, rău. Ei, și mai este și suspiciunea, care este iarăși un simptom al acestei frici. Suspiciunea, despre suspiciune ce pot să zic? Ești tot timpul suspicios, da? Adică ai impresia că te face pe la spate, că iese cu altcineva. Ai impresia că cei din jurul, vorbești și de cei din jurul tău, nu neapărat de iubita sau iubita ta. Da? Că partenerul tău de afaceri face lucruri pe la spatele tău, că colegul tău te bârfește, ești suspicios din multe motive, da? Suspiciunea este și asta o frică și, din nou, dacă stai să analizezi, poți să te analizezi, să te autoanalizezi într-o perspectivă 3D, să-ți analizezi aceste frici și să te gândești dacă vreodată le-ai întâlnit în viața ta și dacă te-ai confruntat cu ele. Să stau aici puțin lângă copac. Ce frumos este. Așa, frica de îmbătrânire. Și asta este o frică întâlnită de obicei la persoanele care trec de, hai să zicem, 25 de ani, că poate până la 25 îți apare frica, de multe ori la femei. Frica asta apare din cauza, mă rog, sunt mai multe cauze. De exemplu, la femei poate să fie dispariția atracției sexuale, da? Faptul că îmbătrânești, cumva ți se induce în chestia asta, ideea asta în cap că devii mai neplăcut, mai urât, mai neatractiv, mai... Și atunci nu mai vin bărbații, nu mai ești atractiv, nu mai poți să te cucerească bărbații sau, mă rog, este întâlnit la femei frica asta. Și de asta sunt industriile, industria farma, de exemplu, sau tot felul de, mă rog, sunt tot felul de substanțe care se inventează și prin marketing și manipulare ți se induce ideea asta că trebuie să te dai cu anumite creme ca să nu îmbătrânești, și astfel cumva te păcălește ca să te dai cu anumite creme care poate te distrug pe de altă parte sau trebuie să mănânci anumite substanțe care pe de o parte te ajută, pe de altă parte îți fac rău și sunt operații pe care le poți face și, în fine, sunt Astea sunt tot felul de soluții pe care oamenii le caută ca să îmbătrânească, dar e normal să îmbătrânești. Unii spun că, de fapt, am mai auzit teoria asta că ar fi o boală, îmbătrânirea. Cum o fi ea? Ideea este că se întâmplă și nu merită să o negi sau să îți fie frică de îmbătrânire, părerea mea. Altă cauză poate să fie pierderea libertății sau a independenței. Da? La o anumită vârstă deja ți-e frică că nu mai ai autoritate, nu mai ai cuvânt de spus, că nu mai ai atâta putere fizică. Da? Ca să-ți... Asta de obicei se întâmplă când te-ai impus într-un grup mai mult cu forța. Când tu erai poate ăla masculul alfa sau persoana dominantă din grup, mai mult ca și forță, fizică, și la un moment dat îmbătrânești și nu mai ești așa de apreciat. Asta se poate întâmpla de multe ori la luptători, nu? La boxeori, la tot felul de persoane care și-au construit reputația și tot în jurul puterii lor, care și puterea asta se duce, vezi că nu e constant. Trece iarăși avionul, verific între timp să văd că încă filmăm. Da. Să treacă avionul și continui. După frica asta de bătrânețe, ce crezi că urmează? Ce urmează după bătrânețe? Ce este singur lucru de care oamenii sunt complet convinși că o să se întâmple în viața lor, din momentul în care s-au născut? Cred că ai ghicit, este moartea, frica de moarte. Da? Și asta este una dintre fricile care n-ar trebui să aibă niciun sens. Adică efectiv n-ar trebui să fie frică de chestia asta niciodată în viață, pentru că asta e viața, nu? Te naști ca să mori, cum se zice, dar nu este vorba despre cum mori sau faptul că o să mori. Este vorba de cum îți treci viața. Asta e secretul aici, nu? Nu contează moartea. Moartea se va întâmpla. Când se va întâmpla, nu știm. Că nu suntem clar văzători. Și nici nu contează să știi când ți-e moartea. Că poate e mai rău dacă știi când o să mori. Dacă ai ști exact că data aia o să mori. Sau poate ar fi mai bine, cine știe. Poate dacă ai ști că s-au făcut filme pe chestia asta, nu? Dacă știi că mâine, sau nu mâine, peste un an o să mori, așa concret. Da, deci efectiv să zicem că ești super mega sănătos, dar efectiv se stinge viața că asta ți-a fost scris. Și tu știi chestia asta. Cum ți-ai trăit tu viața până atunci? Ce ai face în anul ăla? Cum ți-ai trăit tu viața dacă știi că mai ai doar un an? Păi n-ai face tot posibilul să te bucuri de tot ce se întâmplă în viață, de toate plăcerile. Ce ai face? Gândește-te la posibilități. Gândește-te câte lucruri ai face mișto, cum ți-ar fi viața, cum ți-ar arăta, ce ai face, ai călătorii, ai întâlni oameni noi, ți-ai face iubită, iubit, nu știu, te duci toată ziua în club, te-ai drogat, ți-ai plânge de milă și ai începe să faci tot posibilul să nu mori, să găsești leacul, ai face ceva bine pentru lume, pentru alții, ai face ceva doar pentru tine. Ce ai face? Ai stat în depresie și te-ai sinucid înainte să mori, de fapt, și de fapt să-ți dai seama că de fapt nu mori. Ce ai face? Ei, dacă privim lucrurile așa, parcă altfel e moartea, nu? Și până la urmă s-au făcut și filme și sunt teorii despre moarte. Dacă ar fi să trăiești non-stop pe viață, adică să nu mori niciodată. Bine, se spune că spiritul nostru nu moare, de fapt. Adică după ce morim, ni se duce Practic noi suntem nemuritori, dar suntem în viața în care suntem acum, suntem complet vii pentru că suntem în zona asta fizică a vieții. Da? Am ales să fim aici, de fapt. Dar, de fapt, spiritul nostru și energia noastră este nemuritoare. Și toți facem parte din aceeași structură, din aceeași materie. Nu? Și totul este conectat în jurul nostru. Și este la un nivel de energie și de vibrație conectat. Dar astea sunt iarăși lucruri mai avansate, nu vreau să intru foarte mult în zona asta. Dar ideea e că n-ar trebui să-ți fie frică de moarte, nu? Pentru că dacă ți-e frică de moarte, nu o să mai faci nimic niciodată, nu o să treci viața. Cu adevărat. Ce o să faci? O să stai toată viața să aștepți să mori? Și să nu se treacă viața pe lângă tine? Ți-e frică de moarte? De ce? Ți-e frică că o să te duci și poate la snowboarding, cum am fost eu săptămâna trecută, și că o să se întâmple ceva și o să mori? Păi de ce să te mai duci atunci la snowboarding? De ce să mai treci viața dacă ți-e frică că o să mori? Nu? Păi dacă știi o chestie sigură în viața asta, adică moartea, de ce nu profiți de singurul lucru pe care știi în viață concret, să ai o viață cât mai frumoasă și să te gândești că, bă, am o viață, o singură viață, da? Atâta am. Cum eu trăiesc? Ce fac? Nu? Cu viața mea. O fac, o las așa cum este, mai era chestia asta, mai era o vorbă, un citat. Se spune că te poți naște sărac, dar faptul că mori sărac este alegerea ta. Nu? Adică ai mâini, picioare, ai o minte, ai conștiință. Sigur că nu toți ne naștem în familii bogate, sigur că nu toți ne naștem cu educația așa pe care o alții, dar uite, ghiși ce? Ai internet, ai videoclipul ăsta, începe de aici. Ai văzut videoclipul ăsta, du-te mai departe, uite-te la altul. Ai YouTube, ai internet, ai toate cunoștințele lumii, ai cărți. Cine te pune să nu cunoști, să nu afli chestii? Nu te oprește nimeni. Informația e gratuită, e free acolo, o găsești. Sunt atâția oameni care o împărtășesc. Ideea e să faci ceva, nu? Cu viața asta. Că de asta o trăiești. De asta ai ales să o trăiești. Bun. Altă frică. Suntem la punctul 7. Și au trecut 42 de minute. Super. Deci n-am tăiat nimic, nu tai nimic din videoclipul ăsta. Așa cum este, așa îl și pun. Exact cum îl vezi acum, fără niciun cut, fără nimica. Dacă m-am bâlbâit, dacă am greșit, dacă n-am spus ceva bine, asta este, mi-asum. Deci punctul 7. Da, 7 am zis. Bine am zis, da. Frica de eșec. Îți sună cunoscut? Te-ai întâlnit cu această frică vreodată? Ți-a mai fost frică vreodată de eșec? Când ți-a fost frică de eșec? În ce momente? Că nu cred că nu ți-a fost. Sau dacă nu ți-a fost, felicitări, ești un curajos. Uite, o pus cu fricii curajul, dar na. Vorbim acum despre frică. Pentru că frica e foarte comună, e un sentiment negativ, oamenii recepționează mai bine informații negative și le este mult mai ușor oamenilor să găsească mai repede probleme și chestii negative decât chestii pozitive și soluții. Și atunci poți să începi cu problemele, da? cu toate fricile. Începem cu toate fricile în videoclipul ăsta și după aia, după ce ți-ai notat toate fricile și te-ai analizat, ți-ai făcut analiza aia, ai stat și ai început să te gândești, da? Pentru că este un exercițiu de gândire și de notat pe hârtie. Te-ai gândit la toate momentele alea și ești conștient de toate. Păi faci opusul, te gândești, ăsta sunt eu când sunt fricos sau când am fost fricos, cum ar fi trebuit să fiu ca să fiu curajos. Și uite, așa găsești soluția. Asta este și soluția la frici. Uite că am dat-o pe la jumătatea videoclipului, fără să mă trece mai departe, dar e important să fim conștienți de frici. Deci frica de critică pornește de când suntem mici, când suntem criticați, nu de părinți, suntem criticați de cei din jurul nostru, suntem criticați la școală. Așa și sistemul de învățământ este foarte prost gândit și cumva poate a fost gândit și pentru sclavi, părerea mea, dar în fine, alte discuții. Adică nu ai gândire critică, nu? La școală de multe ori nu ești învățat să gândești critic, să gândești într-un grup, să găsești soluții, nu? Ești pus acolo fiecare individ în banca ta și fiecare trebuie să se gândească pentru el și să răspundă individual la anumite întrebări. Nu, ca să găsească soluția, dar de fapt de multe ori asta nu este o modalitate de a evolua, da? Când ești singur și ești acolo suprimat în frică, îți e frică că o să iei notă mică, că o să fie totul, că o să te bată părinții când ajungi acasă sau că cine știe ce o să se întâmple sau că nu, mă rog, frică, da? Sunt iarăși chestii care cauzează frică. Sistemul te indoctrinează de la început și critica asta poate să fie, cum am zis, constructivă. Iarăși trec avioane. Deci, efectiv, trec avioane non-stop. Mai fac și o pauză, dacă tot trec avioanele. Hai să verificăm video. Pare ok. Da. Deci, ți-e frică să nu... Am zis frica de eșec și apoi am vorbit de frica de critică. Asta de frica de critică am vorbit. Frica de eșec, scuză-mă, deci m-am încurcat eu. Deci frica de critică am spus-o chiar la punctul 2, acum vorbim de frica de a ieșua, dar este de multe ori legată și de frica de critică. Frica să nu, de eșec, sincer, ideea e că în cultura americană, de exemplu, și eu apreciez chestia asta la ei, bine, sunt multe lucruri pe care nu le apreciez și îmi place foarte mult cultura noastră și exact cum este așa este perfect, dar ce îmi place la cultura americană și mai ales în zona asta de antreprenoriat la ei, e că ei au cultura asta a eșecului, am și făcut o postare despre asta, în care le este încurajat să eșueze cât mai repede posibil, pentru că pentru ei întrebarea nu este dacă o să eșuezi, ci pentru ei întrebarea este când o să eșuezi. Pentru că dacă stai să te gândești, totul este finit, nu? Afacerile sunt acum cât trăim, unele sunt prosperă un an, altele 10 ani, altele mai mulți ani. Ei, și când o să eșuezi, cu cât eșuezi mai repede, cu atâta găsești mai repede variante și soluții ca să evoluezi și ca să faci mai bine. Și este bine să eșuezi, da? Pentru că este bine să eșuezi dacă știi să înveți din greșeli și dacă știi să evoluezi, nu? Adică să evoluezi mai departe, să treci peste obstacole, peste barierele alea din care ai ieșuat. Și asta este și o chestie ce ține de persistență, nu? Persistență, perseverență, consecvență. Adică poți să ieșezi de 100.000 de ori, bine, nu chiar atâta, dar să zicem că poți să tot ieșezi și la un moment dat să fie bine, nu? Să găsești soluția, să fie ok. Să nu mai ieșuezi. Poți să faci asta, nu? Ar fi chiar ideal să poți să găsești soluția, pentru că fiecare are propriul lui context, totul este unic, nimic nu seamănă cu celălalt și dacă model de business și dacă vinzi același produs sau serviciu, nimic nu este asemănător, pentru că sunt alte mentalități, alți oameni implicați, totul este diferit, totul e dinamic. Atunci nu are sens să-ți fie frică de eșec, ci mai degrabă să eșuezi cât mai repede, ca să știi că o să treci cât mai repede peste anumite bariere, treci de limite și o să vezi că o să câștigi înzecit. Dar asta înseamnă să cazi și să te ridici. E ca mersul pe bicicletă, prima dată cazi, nu? De câteva ori cazi, îți lovești piciorul, poate te lovești mai rău. Ei, dar până la urmă ajungi să te dai așa de bine pe bicicletă încât participi la competiții, câștigi competiții, nu? Dar la început totul e greu. La început așa este. Tot este greu până înveți. Este un proces de învățare. Și mai trece un avion. Ghici ce? Deci în 48 de minute au trecut, cred că 5 avioane. Chiar... Deci dacă te uiți la videoclipul ăsta constant, fără pauză, în primul rând apreciezi foarte mult și te poți aprecia și tu pe tine, că na, până la urmă poate sunt informații valoroase pentru tine. Dar spune-mi în comentarii câte avioane au trecut efectiv. Hai să le numărăm. Eu nu le-am stat acum să le număr exact, am impresia că sunt 5 sau 4. Spune-mi în comentarii câte avioane, asta să facem și un pic de joc, câte avioane au trecut în timp ce am vorbit eu aici despre frici. Apropo, ți este frică de avion, de zburat, și asta este o frică, nu? Frica de înălțimi, frica de zburat cu avionul, așa. Altă frică comună este frica de necunoscut. Asta, din păcate, n-ai ce să faci. În viață cam totul este necunoscut. Sigur că ne obișnim cu anumite zone, contexte, locații, oameni din jurul nostru. Dar uneori poate ți este frică să te duci într-un loc nou, ți este frică să experimentezi o chestie nouă, că nu știi ce se întâmplă, nu? Ți-e frică că poate o să-ți se întâmple ceva rău. Ei, de faptul că tu te pornești din start cu gândul ăsta că o să se întâmple ceva rău, din nou, în primul rând atragi chestia aia către tine și în al doilea rând, cu ce te avantajează. Adică, gândește-te așa, ce avantaj îți oferă frica? Dacă există un avantaj al fricii. Există un avantaj să fie frică? Care ar fi avantajul să fie frică de ceva în viața asta? Cu ce te avantajează frica? Hai să ne gândim la avantajele fricii. Ar fi un avantaj să fie frică? A, poate, na, poate să zicem că te poate salva la un moment dat frica, că ți este frică să intri într-un lac înghețat, nu? Poate să fie o frică justificată. Deci, să spunem că sunt niște frici și justificate, că poate ți este atât de frică încât, na, nu merită să intri la acolo, că sigur o să pățești ceva, mai ales dacă ți-e frică. Dar de multe ori frica este o limită, te limitează și atunci ține cont că poate să fie ok frica uneori, dar este un sentiment negativ și trebuie să-l înlături cât mai repede. Și uite, alt avion. Încă un avion. Eu nu înțeleg că e doar un aeroport. Au doar o pistă. Nu au mai multe piste în Cluj. E doar o pistă de unde se decolează și aterizează. Așa, deci aș trece peste frica asta de necunoscut pentru că, na, e discutabilă. Eu aș zice să nu-ți fie frică de necunoscut, dar, na, vezi cum e. De ce ți-e frică nu scapi și tot trebuie să-ți înfrunți temerile, nu? Și asta înseamnă să ai curaj, să ai puțină încredere în tine, să-ți dezvolți încrederea în tine, poate să te duci în contextele potrivite cu oamenii potriviți care să te încurajeze, să te împingă de la spate, să nu-ți fie frică. Contează mult că uneori, să zicem că ne limităm noi pe noi, da? Și poate faptul că suntem conștienți de anumite frici este un punct bonus. Dar de multe ori ne limităm atât de tare încât avem nevoie de un ajutor extern, de la psiholog, de la un psiholog, poate de la un terapeut, de la cercul deosebit de prieteni, de la oamenii de care ne înconjurăm, de la șeful nostru, de la liderul nostru, de la oricine, nu? Uneori ai nevoie doar de niște oameni potriviți lângă tine care să te ajute să-ți scapi de frica aia și să te împingă de la spate. Și tot ce trebuie să faci este să te duci cu toată frica aia pe care o ai și să îți o înfrângi. Da? Că n-ai ce să faci. Știu cum este, știu cum se simte, toți știm. Altă frică, numărul 9. Deci 8 a fost frica de necunoscut, numărul 9 este frica de singurătate. Acum, știi cum se spune? Când mori, mori singur. Adică te duci singur pe viață, pe lumea cealaltă. Bine, metaforic vorbind, că poți să mori într-un accident de mașină cu mai multe persoane și să vă duceți toți în același timp. Dar, și iarăși vorbim de frica de moarte. Dar, da, să fii singur este destul de urât, se simte rău, e o frică justificată, dar de obicei ne este frică și trebuie să ne punem întrebarea de ce ne este frică să fim singuri. Adică nu ești tu suficient de încântat de propria ta persoană, de propria ta ființă, de, nu știu, nu ești suficient de ok tu cu tine să trăiești o perioadă, poate, sau, nu? Până la urmă, na, la un moment dat în viață poți să-ți nimerești ca partenerul tău să trăiești cu el undeva și să se ducă pe lumea cealaltă, cum se zice, și tu să rămâi singur. Să vă fie asta o frică. Ei, trebuie să te aștepți la anumite lucruri. Poți să te duci o perioadă singur, să te duci în altă țară și să fii tu singur acolo să lucrezi. E altă frică, nu? Ce poate să apară? Frica asta de necunoscut și frica de singurătate. Alt avion. Deci o să fac un video despre câte avioane decolează și aterizează în Cluj. Foarte amuzant. În fine. Așteptăm să treacă, să se audă un pic mai bine microfonul. Și m-am dus într-un loc liniștit, în condițiile în care chiar am vrut să fac un video, să se audă bine, să nu fie zgomote de fundal, să nu fie mașini care trec și uite că trec avioane toată ziua. În fine, frica de singurătate, ziceam. Da, în viață mai ești și singur uneori, poți să fii Poate te duci undeva la facultate, într-o altă țară, în alt oraș și ești complet singur. Poate te îngrozește sentimentul ăsta că te duci în altă parte singur. Sau chiar dacă nu te duci singur, că la un moment dat te întâlnești cu oameni, adică oamenii sunt peste tot. Și o să te împrietenești acolo cu cineva, dar gândul ăsta că nu mai ești cu familia, nu mai ești cu oamenii apropiați, nu mai ești cu cei dragi de lângă tine, sau tot felul de experiențe de astea, te pot doborî puțin. Dar părerea mea e că trebuie să ajungem la un moment în viața noastră în care să fim bine fiecare cu fiecare. Adică eu să fiu bine și cu mine singur. Că ai nevoie de singurătate în viață. Nu poți să fii tot timpul cu oameni și să fii tot timpul înconjurat de oameni și de prieteni. Ai nevoie de momente în care ești tu cu tine, care te duci, te plimbi prin parc, ești singur la o cafea, ești singur la o pizza. Nu e nimic greșit în chestia asta, părerea mea. Te poți duce chiar singur într-o călătorie, într-o excursie. Bine, să-ți iei măsurile de precauție ca să nu pățești ceva. Da? Adică să știe lumea unde te duci eventual, să știe că te duci în zona X, în caz că pățești ceva să știe unde să te găsească. Deci poți să iei măsuri, dar te duci singur că vrei tu să ai o experiență de asta tu cu tine, nu? Cum sunt călugării, cum sunt oamenii care se duc să-și caută chestia asta lor spirituală, nu? Se duc spre templele din Asia sau în alte zone și au călătoria asta lor, pelerinajul ăsta lor spiritual, în care vor să se regăsească sau se duc singuri pe munți și se conectează mai bine cu natura. Sau e bine să fii singur uneori, nu tot timpul, nu trebuie să-ți fie frică. De obicei apare frica asta, nu știu de ce ar apărea frica asta. Poate n-ai destul încredere în tine, poate nu te place așa cum ești pe tine, nu simți că ești destul de bun. Și asta este o frică, este frica următoare, frica de a nu fi suficient de bun. Că trecem mai departe la următoarea. Important este să fii conștient de frica asta, de frica de singurătate și să o analizezi și să te gândești puțin dacă are sens să-ți fie frică sau nu și dacă te limitează într-un fel în activitatea pe care tu o întreprinzi. Bun. Altă frică despre care spuneam este frica de a nu fi suficient de bun sau percepția asta că nu ești suficient de bun și din cauza asta nu te duci, poate nu te înscrii unde vrei, la un club sportiv, poate nu participi la o competiție cu gândul că nu ești suficient de bun și că nu meriți să fii acolo sau, mă rog, deci astea cumva țin foarte mult și de self-esteem, adică încrederea în sine, încrederea în sine. E foarte important să ți-o dezvolți. Cum îți dezvolți încrederea în sine? Prin acțiune, prin expunere, prin... Da, de exemplu, eu foarte mult timp am avut probleme, mă rog, toți cred că ne confruntăm la un moment dat în viață, acum depinde cum am fost crescut și ce fire avem fiecare. Eu cred că sunt introvertit, dar cu toate astea n-am nicio problemă acum să vorbesc în fața camerei, să intru pe live-uri cu alți oameni, să vorbesc în fața unui public, pentru că am făcut chestia asta de foarte multe ori, m-am pus în fața faptului împlinit și efectiv n-am avut ce să fac decât să scot pe gură ce am scos pe gură, adică ori niște prostii, ori am spus ceva relevant, ori poate îmi tremura vocea, poate cine știe, dar făcând chestia asta tot mai mult pe repeat, deja mi-am dezvoltat niște skill-uri și nu mai mi este nici frică, nu mai am nici problemă să vorbesc în public, dar la început și eu am avut chestia asta, frica respectivă și adică asta de a nu fi suficient de bun, nu? Poți să o ai. Poți să te autoevaluezi, să te autoanalizezi, să vezi cât ești de bun și să-ți dai seama, să te uiți un pic în oglindă, să vezi, băi, de la ce pot să fie fricile astea? Nu arăt eu destul de bine, nu sunt destul de frumos, sunt prea gras, sunt prea slab, sunt urât, am prea multe coșuri, ce îmi face, ce îmi cauzează chestia asta de a nu fi suficient de bun? Am ratat prea mult în viață, nu mi-a ieșit ce mi-a propus, am dat fail la examene, n-am avut destule victorii. Trebuie să-ți analizezi și micile victorii din viață, pentru că nu tot timpul o să ai victorii mari. Uneori faptul că ți-ai propus să te trezești dimineața la ora 6 și că ai reușit chestia asta și că ți-ai făcut o rutină, poate să fie o mică victorie a zilei cu care să începi. Începe cu lucruri mărunte, zi de zi. Deci începe astăzi, de exemplu, cu lucruri mărunte. Începe cu... Începe cu pași mărunți. Nu poți să peste noapte să scapi de fricile astea și nici nu poți să-ți întărești caracterul și încrederea în sine peste noapte, dar ai nevoie de mici victorii, da? Și te pui în contexte în care poți să ai mici victorii. Du-te la competiții, du-te la un voluntariat, că am făcut și eu, am făcut 5 ani de, mai mult de 5 ani de voluntariat, în care am fost implicat în tot felul de activități, în care trebuia să fac inclusiv competiții, în care am și câștigat, am și pierdut, am câștigat și respectul oamenilor, am și dat mai departe respectul meu. Sunt multe lucruri pe care le poți face ca să evoluezi, dar trebuie să ieși din zona de confort. Asta este chestia. Nu poți să rămâi tot timpul în zona aia de confort. Corect? Încă am trecut de o oră, că mai avem baterie și sper că și spațiu, că mai am puțin. Avem frica de a pierde ceva, frică comună, ceva, adică poate să fie orice. Până la urmă am zis de frica de a pierde iubirea, asta este o frică întâlnită și comună, dar frica de a pierde ceva poate să fie ceva material, poate să fie o experiență, poate să fie o poziție la un job, un post, poate să fie un client, că ți-e frică să nu pierzi clientul, ți-e frică să nu pierzi, nu știu, respectul cuiva, ți-e frică să nu... Sunt multe frici ce pot să apară. Ce să zic? Ce poți să pierzi? Nu? Adică gândește-te doar la momente sau chestii când ți-a fost frică. Și frică de a pierde ceva. Și dacă ai pierdut acel ceva din cauza că ți-a fost frica respectivă. Poate să fie un rol de la jobul tău, poate să fie o oportunitate de business, poate să fie orice, poate să fie ce ți-e frică să pierzi. Și pune-te în contextul ăla, gândește-te din nou, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă pierzi chestia aia, că până la urmă cel mai rău lucru pe care se poate întâmpla dacă e să pierzi ceva e chiar că faptul că pierzi ceva, nu? Adică asta cred că e cel mai rău lucru. Și atunci de ce să mai fie frică? Că cu ce te ajută din nou, cu ce te avantajează faptul că ți este frică să pierzi ceva, știind că tu nu vrei să pierzi acel ceva, nu? Adică frica este efectiv nejustificată în contextele astea. Pentru că doar te dezavantajează în ori toate punctele de vedere. N-are sens să-ți fie frică. Că dacă tu oricum o să pierzi ceva, pe ce dracu să mai ne fie frică să pierzi? Frica numărul 12 și asta e, uite, m-am murdărit puțin pe papuci. Frica numărul 12, dar asta am spus-o deja, frica de a nu fi suficient de bun. Nu știu cum le-am numerotat aici, aparent, că mi-am notat doar titlurile, efectiv am aici lista mea micuță. Și sunt doar niște, așa, cu numerotat 1, 2, 3, 4, 5, ca să nu le uit, ca să vorbesc despre fiecare. În rest am vorbit liber, nu am citit nicio carte, n-am nicio căscuță în ureche, dar sunt din propriile păreri, propriile experiențe, ce m-am înfruntat și eu, toate fricile astea le-am întâlnit, le-am avut și nu știu dacă le mai am. Pot să spun că am trecut peste toate, la un moment dat, le-am înfrânt. Dacă mai apar, le înfrâng din nou. Nu? Și la fel și tu. Dacă astea, nu știu dacă am pierdut numărătoare undeva, aici vă las te las pe tine sau pe, mă rog, cine se mai uită la video să-mi spună în comentarii. Și dacă, și așa de încheiere, cred că ar fi și cazul să închei videoclipul, să nu ne lungim prea mult, aș putea să pun o întrebare la care să-mi răspunzi în comentarii. Ce frică comună sau frică mai specifică, care poate să fie și comună, știi, cu ce te-ai întâlnit, cu ce știi, ce ți s-a întâmplat, poate chiar o experiență, poți să spui acolo, să vin și eu cu un comentariu, să avem așa o mică conversație, nu? Și cam atât. Cam asta este videoclipul, sper că ți-a plăcut, ne vedem cu altele, nu uita, poate dai și un like, un subscribe, un comentariu, ar fi de ajutor, mersi, fain! și toate cele bune.